A venit iarna, nu? Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit din nou în fantastica lume a grătarelor Dragomir. Dar ce avem noi aici? Astăzi o să prezentăm ceva imagini interzise veganilor, interzise vegetarienilor, foarte apreciate de cei asemeni mie. Cu burtă. Hai cum am încălzit. Pe scurt, ce vom prezenta astăzi e în felul următor. Avem ingredientele pregătite, carnea avăcă deja mișcă și ce vreau să vă explic astăzi. Cum se afumă carnea? Cum se pregătește carnea? Ce ingrediente avem nevoie ca să afumăm o carne? Ce lemn folosim ca să afumăm o carne? Grătar presupun că aveți, nu? Dar ce avem noi aici? Haideți să vedem. Nu arată prea bine ciolofanul ăsta, socoletul ăsta, însă în schimb, ce am pregătit aici e demențial. Am pus niște farfurii, e o tavă ca să mă ajut ca să preseze, da? Și am lăsat de vreo săptămână, stăm aici, la saramură, niște șuncă, o să fac un fel de kaiser, sper să-mi iasă kaiser, am zis un fel, și am pregătit ca și ingredient aici, în afară de sare, pe care o puneți consistent, și o testați practic cu un ou, deci pune sare, amestecați foarte bine apa, după care încercați cu un ou. Dacă ouul stă la suprafață, înseamnă că e perfect și saramura e numai bună. Vă spuneam despre ingrediente, deci am pus piper, coreandru, enibahar, frunze de dafin, usturoi și tot felul de nebunii dintre astea care dau gust șuncii. Cum putem prepara această șuncă după o săptămână, două de stat la saramură? E simplu. Putem să o pregătim la afumătoare, putem să o îmbrăcăm frumos în boia sau putem pur și simplu să o punem la borcan și să o avem peste iarnă. Ea se păstrează foarte bine și când doriți o consumați fără probleme. Uite, am pregătit niște moare, am luat de la piață niște moare de varză, saramură numai bună. Dacă m-am gândit eu kaiserul să-l dau puțin prin moare, să-l fierb câteva minute, să-l las la zvântat o zi, două, după care să-l bag la afumătoare. Iese un kaiser extraordinar, vă garantez. Înainte să le agăț la zvântat, le-am lăsat vreo jumătate de oră la desărat, deci am luat toată carnea, am băgat-o într-o oală cu apă rece, am clătit foarte bine carnea, după care am pus încă un rând de apă și le-am lăsat circa jumătate de oră ca sarea să mai iasă din carne. Da, păi că cred că ar trebui să mă apuc de treabă. Foarte bună invenția asta, folia de aluminiu. Eu o folosesc în mai multe scopuri, la grătar, cel puțin. Am învelit barele din fier pe care voi atârna carnea afumată. Ca să fie igienic, e foarte, foarte elegant de folosit. La sfârșit puteți să o aruncați sau, ca orice grătar, știți cum e. Îl lăsăm acolo și data viitoare, când avem nevoie de el, îl pregătim. Și acum o să iau, deci o să scot, ia să scot astea, să le dau la o parte. Pregătesc grătarul. Grătarul pot să-l scot, pot să nu-l scot din locaș. Ia să-l coborâm. O să vedeți un clip în care vă prezint cum se coboară și se urcă grătarul, tot pe canalul nostru de YouTube. Și acum, deci acum vom pregăti, ia să vedem cum le atârnăm. O luăm pe doamna prima. Am pus niște oase, le-am lăsat mai cu carne, așa, cu varză călită, cred că o să iasă ceva bun. Fasolică, prăjită, marfă de calitate. Doamne, sper să scăp de carnea asta, să mai dau și eu câteva kilograme jos, că uitați cum arată. Asta e boală curată. N-am mirosit nimic, uitați și bucățica asta o pun foarte frumos aici. Ia să vedem. Să bag aici, am niște găurile.
Mai bine îl dau deoparte, că văd cum încurcă. Am bucățile astea mai lungi și zic eu să nu atingă, să nu stea jos. Am o tablă pregătită. Asta e un grătar mai vechi. Ia stați așa, că e pe natural filmarea, asta nu e regie. Așa, deci pun tabla asta așa. Ca cizmarul. Dar fumul să o ia stânga-dreaptă. Acum distribui. Distribui carnea pe tijă. Hai că mai iau una. Acum vin cu artileria grea. Și le distribui uniform. La început puneam niște cârlige așa de care atârnam carne, dar am constatat că sfoara e mult mai practică. În momentul în care scoateți din grătar carnea afumată, puteți să o puneți la svântat undeva fără probleme. Așa, ia să vedem. Îl băgăm la loc. E perfect. Bun, după ce le-am fixat acolo, nu-mi rămâne decât să cobor clapeta de fum, de sus, de la baza coșului. Acum închid frumos etanșez aici în față. V-am zis că e o variantă mai veche a grătarului. Și mă apuc să dau foc la ce am băgat acolo. Vă spuneam mai devreme că această folie e o mare invenție. O mare invenție pe care puteți să o folosiți în tot felul de ipostaze. Și acum vă arăt, deci, o metodă simplă care mi-a venit acum pe moment, cum puteți, dacă nu aveți rumeguș, puteți folosi această folie cu lemn de esență tare. Dacă doriți, puteți să luați și o mătură, o bucată de mătură dintre asta de cimbru și luăm o bucată și rupem. Vreau să o pun la loc. E pe inventar. Deci iau, pot să pun și alte condimente. Am închis frumos. Scula asta, dacă o băgăm în jar acolo, va da fum exact ca și rumegușul. Bașca, aroma asta va intra în carne și va fi ceva deosebit. Lăsăm asta deoparte ca să o punem pe jar când se face și nu ne rămâne decât să dăm foc la afumătoare să ne apucăm de treabă, nu? Nu râdeți de ușa mea, e model vechi. Vă spuneam că am folosit un lemn de esență tare, fag, ceea ce vă recomand și vouă. Dar dacă aveți un lemn, să zic așa, de pom fructifer, ar fi ideal. Lemnul de pom fructifer este ideal și pentru șemineu, pentru că are o lumină deosebită și arde foarte plăcut. Genul acesta de afumătoare este cu fum fierbinte și nu necesită foarte mult timp, cum e la afumarea cu fum rece, care durează și o săptămână. La grătarul ăsta, deci afumătoarea e sub grătar și în funcție de ce băgați în el, se face mai repede sau mai încet. Cam asta-i, eu am să-mi strâng accesoriile aici. O mai las puțin, ca să mă apuc mai încolo să pregătesc și șunca asta. Așa și ce să fac? Trebuie să aștept. Și aștept.
După aproximativ 10 ore, timp în care am alimentat câte un lemn, nu mai mare de mărimea asta, vreau să văd cam ce a ieșit. Ia să vedem. Zic eu că arată destul de bine marfa. Ia să vă arăt. Ia să vă scot pe aia din spate. Cred că o să mai dau un fum astăzi. Dar arată destul de bine. Nu s-au înnegrit. Sunt numai bune să le punem pe o fasole sau pe o varză călită, nu? Între timp au mai crescut niște pește aici și o să vă povestesc în continuare ceva despre ei. Ia să pun la loc deja. Da, și între timp au mai crescut niște pești la noi pe care i-am pregătit, i-am ținut vreo 4 zile la saramură. După vreo 2 ore de apă așa desărată, au stat la desărat, îs gata să-i bag și pe ei la afumare. Carnea, vedeți că e, mai merge puțin afumată. Peștele, pentru pește nu e necesar să insistăm foarte mult cu afumarea. Și vedeți că am făcut un cârlig. Pentru a prinde peștele, avem nevoie de niște accesorii pe care trebuie să le confecționăm noi. Fie că ne creăm un dispozitiv de sprijin, da? Deci ca un fel de răftuleț, pe care, din lemn, din șipci, peste care putem să așezăm peștii, fie că putem folosi o plasă de genul acesta, unde așezăm peștii în plasă și nu le purtăm de grijă, le-am pus în interior și se afumă, sau varianta aceasta de prindere, dacă vă uitați, care prinde coloana în două puncte și creează un cârlig. Și acum am să vă arăt cum se confecționează un astfel de cârlig. E foarte simplu, nu trebuie să cumpărați prea multe chestii. Pur și simplu luați sârma, o îndoiți în două, vă gândiți cam cât vreți să coboare în grătar, îi faceți aici o buclă, răsuciți, iar la capăt, cu cleștele, cu patentul, îndoiți puțin spre interior. Și cam așa arată un cârlig pentru pește. O să scot unul acum, din burta unui pește, să vedeți și dumneavoastră cam cum arată și cam cum se fixează. Așa. Deci, avem cârligul, îl băgăm pe interior, prin gură, după care, în coloană aici, l-am introdus și el stă foarte bine. Iar în momentul în care peștele ia contact cu temperatura, nu riscăm, ca în cazul metodei în care agățăm de cap, să rămânem cu vreo bucată acolo atârnată. Iar acum, în funcție de cum aveți prinderea în interiorul grătarului, puteți să introduceți pe gaura asta, da, tija, sau pur și simplu, dacă vreți să aveți acces mult mai facil, îndoiți pur și simplu cârligul ăsta. L-am îndoit și l-am introdus atârnându-l de tija din interiorul grătarului. Avem și unul jucăuș. Îl iau și pe ultimul fericit. Asta l-am făcut mai scurt puțin, dar o să meargă și el tot acolo. Acum sper să nu am comentarii că se vor amesteca mirosurile. E o variantă de test. Acum n-am mai încercat niciodată să combin pește cu carne, da? Dar sper să nu se amestece mirosurile și chiar am să fiu atent la acest detaliu. Acum nu-mi rămâne decât să pun la loc capacul. Să-i dau foc jos și să vedem ce o să iasă. Stai că m-am răzgândit. Puteam să mă abțin.
Pofta e mare. Curcubeu pe cerguri. Așa că, dragilor, vă mulțumim din suflet că ne urmăriți. Vă mulțumim din suflet că ne susțineți. În caz că sunteți curioși să vedeți cam ce nebunii am mai făcut noi pe aici, pe pagina asta noastră de YouTube, puteți să butonați, să rămâneți aici pe pagina noastră, comentați-ne și provocați-ne să facem clipuri noi, da? Contează foarte mult fiecare like de-al vostru ca să continuăm activitatea noastră în construcția de grătare, în construcția de nebunii. Ce să mai zic? Să ne revedem curând!